nu e foarte greu de ghicit după ce am trecut prin ce am trecut, îmi doresc să fiu sănătos. Asta e scopul principal și vreau să mă bucur de fiecare moment pe care îl trăiesc. Cum a fost perioada asta pentru tine? O perioadă altfel, să spun, pentru că am avut vacanță cum n-am avut, toată viața. Forțată, într-adevăr, dar mi-a prins și bine. Am stat mult mai mult cu familia, m-am bucurat de alte lucruri pe care le-am pierdut în acești ani în care am călătorit foarte mult. Am avut extrem de multe satisfacții ca și arbitru, dar întotdeauna există un preț pe care trebuie să-l plătim și, din păcate, am stat destul de puțin cu cei din jurul meu, cu cei dragi mie. Ești bine? Acum ai început și testele, văd. În momentul de față sunt foarte bine. Testele medicale chiar peste așteptările mele și ale medicilor. Dar o iau încetişor. De asta am și venit astăzi. Am dat doar o parte din test. Am vrut din nou să fiu alături de colegi. Un sentiment extrem de plăcut. Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele, care nu le-am mai încălțat de 9 luni și ceva sau 10 luni aproape. Deci prima dată când de când am avut ultimul meci, atunci a fost ultima dată când am luat ghetele. Ai emoții? Dimineața? Niște trăiri intense și la fel când am luat și mai eu cu numărul, m-am bucurat, sincer. Nu neapărat trăiri, să înțelegeți, emoții extraordinare, dar a fost o bucurie. De ce? Pentru că apreciez altfel lucrurile. Îți alină dorul altfel faptul că arbitrezi și ești arbitru VAR? Fiind în fenomen, este mult mai ușor să trec peste anumite lucruri pe care le-am trăit. Dar ți-a fost frică vreun moment că n-ai să mai arbitrezi? N-ai gândit un moment? Nu, din prima zi în care am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri, unul dintre ele să mă bucur de fiecare moment al vieții mele. N-am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment fiecare zi e un bonus pentru mine. Iar gândul și ceea ce dorința mea este să mă reîntorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată testele fizice... Ești bine, nu? Sunt în grafic, testele medicale foarte, foarte bune. O să văd în momentul când o să reîncep meciurile, cum o să reziste corpul meu, inima mea și o să văd ce decizie o să ia. Dar este clar că la începutul lunii martie, sau în prima jumătate a lunii martie, trebuie să mai fac niște controle medicale amănunțite, pe care le fac periodic, tot la 3 luni, pe lângă cele normale. Le fac mult mai des, dar sunt anumite teste care le fac mai amănunțit. Dacă da, și acelea o speranță să revii. Da, chiar de sezonul ăsta, acum, pe final de campionat. Există speranță. În mod normal, da, dacă totul merge ok. Dar aici Dumnezeu o să o tărască și o să vedem. Plus, decizia finală va fi după ce o să am toate rezultatele. Și mi-am spus, nu vreau să mă reîntorc doar de dragul de a mă reîntoarce. Adică nu vreau să revin pe teren și ok, Hațegan a revenit pe teren. Nu, vreau să mă reîntorc la cel mai înalt nivel, dacă o să pot. Dacă nu pot să fac acest lucru, evident că nu o să mă reîntorc doar de dragul de a mai fi pe teren. Ai ceva emoții în momentul în care te antrenezi sau nu știu? Nu, absolut deloc. Nu, absolut deloc. N-am nicio teamă, cum le-am spus. Mental sunt foarte ok. Întotdeauna în cariera mea, de fapt, punctul meu foarte a fost acest lucru. Mi-aduc aminte că am făcut saltul din Liga 1 de la un număr relativ mic de spectatori, am ajuns pe stadioane cu 50, 60, 80 de mii. Niciodată n-am avut emoții sau teamă. Dimpotrivă, vedeau o anumită energie care mă foloseam de ea și era în favoarea mea și totul se transforma într-o stare extraordinară din punct de vedere mental, dar și fizic. Dar medical, ți-a explicat cineva medical de ce s-a întâmplat acum la această vârstă? Da, și medical, că tu dacă, nu aveam, dacă nu aveam viața pe care o aveam și modul echilibrat în care am trăit, probabil cu 10 ani mai repede mi se întâmpla ce mi se întâmplă. Fac parte dintr-un grup de oameni cu un grad ridicat de risc de depunere de colesterol pe artere. Nu am știut
este trecut, este trecut, dar facem medicale la, la 6 luni, la 6 luni. Din păcate, adică ar trebui și din ceilalți colegi să fie mai atenți. Din păcate, eu, nu altcineva, trebuia să fiu mult mai atent într-un anumite aspecte. Poate că din ritmul de viață, din meciul, din tot, am neglijat anumite lucruri, fiind colesterolul la nivelul superior, dar nu era ceva extrem de ridicat, adică nivelul nu era extrem de ridicat, eram tot timpul la nivel superior, puțin peste, alte dată sub, dar, cum le-am spus, colesterolul se depune mai repede pe artere. Am făcut o placă de aterom, se numește, mi-a blocat artera coronară dreaptă, mai mult de 90% și am suferit acest infarct. Partea bună este că am fost extrem de atent la tot ceea ce am simțit și am ajuns foarte repede la spital. La mondial cum te-ai uitat? Ai avut un regret? Cu mare plăcere m-am uitat. Nu am niciun regret. Poate sună ciudat pentru toată lumea, dar chiar nu am regrete. Dimpotrivă, poate am mai spus sau poate nu, și am ieșit foarte puțin în media și nu... Cer scuze pe această cale, poate că v-ați simțit neglijat sau ceva, dar multă lume a insistat să ies. Deocamdată în momentul când o să iau decizia, atunci o să ies mai mult, dar la o săptămână după ce am avut infarctul, mă uitam la meciul în Champions League, de fapt la meciul pe care trebuia să-l arbitrez în sfertul de final în Champions League și m-am uitat cu mare plăcere, fără niciun regret. La fel și la mondial, fotbalul e viața mea, arbitrajul e viața mea, de fapt. N-aș avea de ce să fiu supărat sau să am regrete. Am atins niște performanțe care la începutul carierei doar visam la ele și sunt extrem de bucuros de ceea ce am realizat și vedem ce o să ne ofere viitorul. Dar în perioada asta te-au sunat jucătorii, nu știu, antrenori, președinți, te-au sunat să vadă ce faci, dacă revii mai repede, poate nu e doar de tine. M-a sunat extrem de multă lume și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru gândurile bune, pentru grijile tuturor. Am discutat cu foarte multă lume din fotbal, din afara fenomenului. Chiar m-am simțit extrem de bine când am avut și reîntâlniri cu foarte mulți oameni. La fel, am fost extrem de bine primit peste tot, unde am fost, atât în țară cât și în străinătate. Și asta denotă că am lăsat ceva în urmă. S-au făcut și anumite lucruri bune, pe lângă criticile pe care le-am primit, și normal să primim critici în momentul când greșim. Dar acum... Veți să faci și de critici acum, nu? Și de critici, dar o să mai vină, sunt ferm convins. Dar ca să facem trecerea și spre sistemul VAR, acele critici sunt ferm convins că o să fie din ce în ce mai puține, pentru că acest sistem o să ajute foarte mult arbitrajul, dar și fotbalul în general, pentru că sistemul este făcut pentru fotbal. Pentru cei care se uită, pentru cei care joacă, va fi din ce în ce mai greu de acceptat pentru toată lumea, ca o greșeală evidentă, să rămână pe teren fără să fie corectată în urma analizei video.